Dragul meu, aș vrea să-ți mărturisesc o frustrare de-a mea. Viața noastră a fost adesea asemănată cu o călătorie. O călătorie care urmează un traseu, un itinerariu, care însă e lovită de discontinuitate. Faci un drum și când ai ajuns într-un punct, oprește-te. De ce? Vine noaptea, trebuie să dormi. Dimineața când te scoli sau în zorii zilei, mai încolo, când te scoli, constați că ai parcurs un drum, dar trebuie să-l continui spre țintă. Și constați, spuneam, că parcă trebuie să te remotivezi din nou spre acel ideal, spre acea destinație. Se întâmplă însă că atunci când ai o pasiune, când ai găsit ceva care te motivează, te inspiră, te entuziasmează, simți nevoia să nu te oprești, să mergi înainte, să o ții tot înainte. Se povestește despre Isaac Newton, marele fizician, că într-o bună zi invitase la masă un lord. Isaac Newton a fost un mare savant, a fost un filozof în același timp, a fost un credincios și a fost și membru în Parlament. Și în lumea aceea bună a invitat un lord și lordii, cu ceasul în mână, exact la fix când a bătut ora 1, se afla la poarta casei, a sunat, a ieșit valetul, Joseph, și e poftiți, domnul, sir, intrați înăuntru. Masa era pregătită, valetul și-a făcut treaba, găina era pe masă, prăjită, friptă, numai că Newton nu venea. Și lordul, cu ceasul în mână, așteaptă sfertul academic, după care spune, Joseph, servește-mă. Mănâncă, nu i-a fost de ajuns, ce dăm și cealaltă jumătate. A mâncat-o și pe aia, n-a venit, s-a sculat și a plecat. În timpul ăsta, Newton era în laborator. Cu experimentele lui, i-a și pierit și ceasul, și foamea, timpul. Se apropie seara și zice, măi, a mâncat asta sau n-a mâncat? Zice, simte, zice, probabil că n-a mâncat. Ia, hai să merg să mănânc. Și când ajunge în sufragerie, vede farfuria cu scheletul găinii acolo. Ce aiurit și zăpăcit sunt. Am și uitat că am mâncat, zice el. Și s-a întors înapoi la experiență. Vreau să spun că această pasiune te face să uiți, să pierzi nevoia acelor opriri fiziologice și să mergi înainte. Ei bine, frustrarea de care vreau să spun este faptul că am început un studiu și după o jumătate de oră, cât e timpul meu, trebuie să mă opresc. Și poate că ajung într-un punct, mai sunt câțiva pași până să ajung la platou, la Everest, și nu pot pentru că trebuie să opresc. Hai, să pornim la drum. Am ajuns la capitolul 6. Capitolul 6 este marele capitol al potopului. Și ar merita să ne oprim analitic, cum spuneam data trecută, să ne oprim la semnificațiile profunde ale unor cuvinte, ale unor expresii, pentru că toate vorbesc despre cum a fost și fiți atenți. Biblia n-a fost scrisă doar ca o istorie, ci ca o proiecție a cum va fi. Citesc versetul 1, citim împreună. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului, li s-au născut fete. Și o să spui ce mare informație, ce mare scofală că au început oamenii să se mulțească pe pământ și că le s-au născut fete. Nu e normal că atunci când se mulțesc să fie fete, fără fete, poate mulțirea să existe? Ei, nu lua așa. Acest s-au născut fete este un accent pe care Scriptura îl pune cu o anumită semnificație. Și dacă te întrebi, dacă te oprești ca să te întrebi ce va să zică, vei vedea imediat că accentul e pus în acest verset nu pe bărbat,
accentul de regulă în viața socială, uită-te și tu în ziar câte echipuri de femei apar și câte echipuri de bărbați, buni sau răi, pozează acolo pe paginile reviste al ziarului. Bine, mă refer la informații în general. Deci accentul, mai ales în istoria veche, cădea pe bărbați. Fetele nici măcar nu erau amintite în genealogii. Și atât că acum, subit, spune, stai, nu mă refer la bărbați, mă refer la fete. Mi s-au înmulțit fetele. Știi ce va să zic accentul acesta? Uite, de exemplu, imaginea femeii în Orient. În timpul acela, ca și în Orientul de azi, nu cred că e o mare diferență, oamenii sunt foarte conservatori. În Orient, femeia ocupa un loc dominant doar dincolo de dincoace de pereții casei, adică în familie. Acolo era gospodină, era și doamnă de companie, era însă mamă, avea tot felul de sarcini de la vacă, capre, oală, cratiță, cort, pânză, țesut. Era femeia domestică. În momentul în care accentul e pus pe fete, nici măcar nu spune pe femei, ci fete, vrea să arate că se schimbă ceva în rolul femeii. Și deodată, ia, ce constați aici? Femeia s-a metamorfozat, nu doar ca înfățișare, ci ca rol. Pentru ce e femeia aceasta? Ce e pentru salon, e pentru privit, e pentru dans. Accent care arată o subtilă schimbare socială când femeia sau începe să fie elementul picant, picanteria vieții. Aici este o poză, un tablou al gravorului, al pictorului Toulouse-Lautrec. A fost un salonard, un tip care a mers la Moulin Rouge și fetele înseamnă... Uite-te, ce cântă oamenii astăzi? Cântă oare munca femeii, maternitatea femeii, rolul catalitic pentru unitatea familiei? De unde? Sigur, pe vremea mea cântau dragostea aceea romantică, când închizi pe jumătate ochii și te uiți printre gene și zici, oh, ea, adică ea, femeia. În schimb, astăzi, oamenii cântă lucruri mult mai palpabile, mult mai la nivelul fizicului. Și aceasta este mesajul, acesta e mesajul pe care versetul întâi spune că li s-au născut fete, fii atent. Aș vrea să discut puțin despre raportul demografic între femei și bărbați. Spunem așa, dacă ești un bun gânditor și evaluator al societății, cam care este raportul, procentul între bărbat-femeie? Care sunt mai mulți, bărbații, femeile, ce știi tu? Dacă m-ai fi întrebat pe mine, îți spuneam la ureche să n-audă ceilalți, că așa din câte observ eu, femeia urcă undeva pe la 55-60%, pentru că totdeauna sunt femei în plus, n-au cu cine să se mărite, iar bărbații îs mai puțin, cum se știe din totdeauna. Ei, vreau să spun că Institutul Național de Studii Demografice din 2006 dă un anumit raport mondial. În România e pe aproape, e tot pe acolo, mici sutimi. Dar Institutul Național arată care este raportul în lume. Dacă ai avea, de exemplu, nu se spune la sută, ci la mie, că poți vedea mai bine fără virgule. Dacă avea 1000 de persoane, statistic vorbind, adică statistic înseamnă că eșantionul este reprezentativ, adică reprezintă realitatea. Nu este unul luat la întâmplare, că am mers la un salon de coafură și acolo erau numai femei. Nu. Am luat un eșantion reprezentativ. Dintr-o 1000 de persoane, ține-te bine, 497 sunt femei, 503 bărbați. Șoc! Cu alte cuvinte, din 100 de fete, nu, la 100 de fete, vei avea 105 băieți, 5 în plus.
Vă zic că băieții sunt preponderenți. Când spune Biblia că s-au născut fete, e o altă semnificație aici. Și știi ce înseamnă? Cum se explică faptul că noi percepem, dar percepem o realitate, nu percepem emanațiile gândurilor noastre, fumul minții noastre, percepem că femeile sunt supranumerare. Cum se explică atunci această realitate pe care o percepem? Și primul element se numește mortalitatea. Chiar din pruncie, mortalitatea masculină depășește pe cea feminină. Iar pe măsură ce timpul trece, pe măsură ce experiența vieții se amplifică, urmărește ce se întâmplă. Numărul bărbaților scade. Și implicit, dacă mortalitatea este mai mică, înseamnă că numărul femeilor nu crește, ci depășește, nu biologic, ci depășește numărul diminuat al bărbaților. Există însă o vârstă specifică, 35 de ani, când numărul bărbaților egalizează numărul femeilor, prin descreștere. Privește acum un al doilea motiv de diferență în favoarea genului feminin. În țările cu o mare densitate demografică, China, India, de exemplu, avorturile se fac diferențiat. Și acum, prin sonar, prin ecografie, se poate determina sexul copilului. Va fi băiat? Ține-l. Va fi fată? Leapădu. Vreau să spun doar că în China, aceasta este harta imensei Chine, în China, la ora actuală, există 118 băieți la 100 de fete. Deci 18 nu o să aibă nevastă. La 100 de milioane de chinezi, știi ce înseamnă această diferență? La 100 de milioane, 18 milioane, băm, 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 n-au cu cine. Iar la ora actuală, în China există un minus de mirese de 40 de milioane. Și acum vei vedea ce însemnează în toată Asia, nu doar în China, ci în toată Asia, lipsei populației feminine. În India lipsesc 40 de milioane de mirese. În Pakistan, 6 milioane de mirese. În Bangladesh, 3 milioane de mirese. Gândește-te care este criza teribilă care va conduce în 2020 la o catastrofă. Unii consideră că se va ajunge la război pe mirese, pe femei. Și război care, pentru o cauză nobilă, lăudabilă, patriotică, va decima populația bărbătească. Știi câți vor fi în 2002? Incredibil, aproape, urcă până la 15% din populație. Asta însemnează că dacă am avea noi populația în 2020 de, hai să spunem, 8 miliarde, asta înseamnă că a 10-a parte sunt 800 de milioane, iar a 15-a parte 1 miliard 200 de milioane. Este încă 1 miliard de băieți care nu o să aibă pe cine să aleagă de mireasă. Un al treilea factor care conduce la un avantaj numeric pentru populația feminină este deteriorarea cromozomului Y. Vreau să mă explic puțin. În New York Times, din 9 iulie 2003, am găsit un articol foarte interesant, intitulat Incredibila deteriorare a cromozomului Y. Ce e cromozomul Y? Femeia nu poate în sămânța ei să transmită decât cromozomul X. Bărbatul poate, adică o parte din factorii lui de reproducere, au cromozom X, este al 23-lea cromozom, sau cromozom Y. Dacă se întâlnește X cu X,
X de la femeie cu X de la bărbat, va fi fată. Dacă se întâlnește X de la femeie cu Y de la bărbat, acesta determină genul masculin. Și se pare că, de-a lungul timpului, cromozomul X nu suferă, Y însă dramatic. Privește, te rog, acesta este o imagine a cromozomului X, care numără un total de circa 1000 de gene. Un cromozom e compus din gene. Ia uite-te cât de mare este acum cromozomul Y. Mai întâi e ca un pitic. Dar partea cea mai, să zicem noi, dramatică este că numărul de gene a cromozomului X, cam cât crezi că e? Zici jumate, fii atent. Doar 80. 80 de cromozom constituie, de gene constituie cromozomul Y. E teribil. Și un savant spunea în cartea Blestemului Adam, viitorul fără bărbat, fără bărbați, la plural, Brian Skies, spunea că într-un număr de ani, zici tu, până atunci o să fim noi oale și ulcele, cine știe cum va arăta pământul, toți bărbații vor deveni infertili, adică nu vor mai produce, nu vor mai putea regenera genul masculin. E dramatică situația și aceasta datorită stilului de viață, datorită alimentației, că am vorbit într-una din emisiunile trecute despre stilul de viață, despre ce mănânci, ce bei. Știai, de exemplu, că carbonul din băuturile carbogazoase, din băuturile carbogazoase, acidul carbonic atacă exact fabrica de reproducere a bărbatului. Și omul bea înainte sifon, înainte era sifon, acum bei apă minerală gazeificată, cu carbon bol, să te înțepe, să te piște pe limbă, să lunece focul ăla pe esofag, pe gât în jos. Și toate acestea afectează fertilitatea bărbătească. Bun, hai să citesc din nou versetul să vezi câte adâncimi mai are. Când au început oamenii să se mulțească pe pământ și erau, după socotelile minime, erau peste 130 de miliarde de locuitori pe pământul altfel configurat decât acum, li s-au născut fete, un accent pus pe fete. Și ce însemnează li s-au născut fete? Există un studiu statistic, mi-a spus un medic despre asta, și anume, care discută despre fenomenul anilor de război. Și anume, că atunci când e război, când e un război în societatea respectivă, nașterile apar dezechilibrate în favoarea băieților. Parcă cineva apasă un buton și spune să nu se stingă. Și nașterile sunt mult mai generoase în privința băieților. Se nasc băieți, nu fetițe. Și se numește chiar fenomenul anilor de război. Dacă textul spune că li s-au născut fete, atunci ce trebuie să însemne? Că acesta e un fenomen al anilor de pace? Că au fost situații în care cineva care putea interveni să oprească un rău, chiar prin forță, n-a făcut-o. Privește la această imagine. De la creațiune și până la potop, după socoteala relativă a Bibliei, trebuie să spun aici ceva foarte important, relativ, în sensul că Biblia nu este o carte de cronologii și că cronologiile nu au un caracter absolut, sigur, deci absolut. Dar după socoteala aproximativă, relativă a Scripturii, între creațiune și potop au fost 1656 de ani. Plus sau minus, nu mă interesează asta. Știai că în tot acest timp, de la uciderea lui Abel de către Cain, de la o serie întreagă de nenorociri și rele, Dumnezeu și-a băgat mâinile buzunare și a spus, nu mă bag. Să vadă universul care este urmarea păcatului, nu mă bag. Doamne, spune ungerii, da, îl omoară. Și spune, mă doare inima, dar ei au ales păcatul, ei trebuie să știe ce înseamnă păcatul. Unii îngeri au ales pe Lucifer, trebuie să știe
prin natura, prin dezvoltarea acestui fenomen, ce însemnează, care este natura, natura păcătoasă a păcatului. Și timp de 1656 de ani, de la Anno Mundi, de la facere, Dumnezeu nu s-a amestecat deloc. A stat deoparte. A zis, nu mă bag. Să vadă până la capăt ce este, cât de ticălos e păcatul. Și spune textul mai departe, în versetul acesta, pe ăsta l-abordez acum, dar mai departe spune că oamenii se stricaseră din calea afară de rău. Deveniseră de dați numai și numai păcatului. Și atât ce spune aici. Las la o parte textul, mă opresc la 6:2. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Și din toate și-au ales de neveste, nu de nevastă, interesant, pe acelea pe care și le-au ales. Textul acesta îmi deschide o cortină largă, o scenă extrem de cuprinzătoare. Și o să mă întreb, bun, am înțeles ceea ce nu părea evident, ce însemnează s-au înmulțit. Doi, am înțeles de ce pune accentul pe fete. Dar cine sunt fiii ăștia lui Dumnezeu care văd fetele oamenilor, care descoperă beliciunea lor și zic, Domnule, vreau și eu. Subiectul este din ce în ce mai incitant în punctul acesta. Și de la fantezii teologice, data viitoare vom discuta, vom ajunge la realitatea dramatică. Dar nu vreau să anticipez cu nimic. Mă opresc doar la o concluzie obligată, spunea de frustrarea mea la început, e frustrarea mea că nu pot continua, dar poate e mai bine urmare în numărul viitor sau în episodul următor, și anume, vreau să știi că dacă m-am oprit la termenul Fiului lui Dumnezeu, aceștia, sau sintagma, te vizează pe tine și pe mine. Și dacă noi vom umbla cum a umblat Enoch cu Dumnezeu, curând oamenii vor recunoaște că rădăcinile tale nu sunt în țărâna morții, ci sunt în atmosfera luminoasă și fericită a cerului. Dragul meu, acesta să fie gândul cu care ne ștergem la gură după câteva bucăți bune de pâine a revelației lui Dumnezeu. Și dacă ți-a plăcut pâinea aceasta, până săptămâna viitoare sau până la întâlnirea viitoare, caută brutăria, cere pâine și mănâncă-o. Și sufletul tău va fi săturat. Cu bine!